Bună dimineața tuturor! E o dimineață de sâmbătă, de weekend. Trezirea mea a fost foarte distractivă. Cam mi s-a trezit prima, pentru că are un workshop mai repede decât am avut eu live-ul acesta. Și de obicei, când se trezește, primul lucru este că se uită pe geam. Și s-a uitat pe geam și a zis: așa a făcut, știam clar că Anis, după din modul în care a reacționat, și știam că urmează fraza: iubirea Anis! Iubirea ninja, așa zis. Și m-am trezit și eu cu vreo jumătate de oră mai târziu și m-am uitat pe geam și în Cluj cel puțin este o dimineață de iarnă foarte faină. Chiar s-a pus un pic de zăpadă, deja e începe să fie alb. Bine, pe lângă fleșcăitul de rigoare care se mai întâmplă din când în când. Așa că să avem un Crăciun alb, dacă totul merge bine. Și mai rezistă un pic, spunea taximetristul cu care am venit la birou, spunea că de ar ninge așa până în ianuarie, ce bine ar fi. Nu știu ce să zic, dacă e bine sau rău, dar chiar e foarte fain afară, că e albă în sfârșit, e iarna albă. Iar noi astăzi discutăm despre ce înseamnă relația de cuplu și ce înseamnă să construiești o relație de cuplu, nu doar să o ai, cum ar veni. Acest live s-a născut în urma faptului că am lansat săptămâna trecută programul online despre relația de cuplu, Ecuația Iubirii. Poate unii dintre voi chiar știți, poate unii dintre voi chiar sunteți cursanți. Și știam că o să apară foarte multe întrebări în urma lansării programului. Am avut un webinar imens și foarte multă lume a aflat despre acest program, foarte multă lume a început deja să practice și au fost și sunt tot felul de comentarii. Ei, acest tot felul de comentarii, mare parte dintre ele sunt de bine, ca de obicei. Evident că sunt și câteva care sunt nu neapărat foarte prietenoase. Cum spun dragii mei millennials, pe care îi iubesc de-a dreptul, haters gonna hate. Deci, oricum ai face, oricât de bine ai face ceva, oricât de mult ai oferi sau oricât de mult te-ai strădui să faci ceea ce faci, să faci bine, o să fie oameni care se leagă de tine. Dar de ce fac ce fac? Care sunt acele momente care mă umple și care mă ajută să trec peste orice fel de hateareală, cum se spune, și să merg mai departe. Sunt niște testimoniale pe care chiar îmi doresc să vi le citesc, pentru că asta mă face să merg mai departe și aș vrea să împărtășesc cu voi. Sunt două, le citesc ca să nu pierd din esență. Spune așa o doamnă: exercițiul 5 de la P1 mă umple de un sentiment de recunoștință și de împlinire când mă uit în spate la experiențele neplăcute pe care le-am avut și pe care acum le văd cu alți ochi și nu pot să spun decât: wow, ce interesant, chiar aveam nevoie de aceste experiențe. Chiar dacă atunci m-au durut și am avut stări de o intensitate foarte mare, de frică, panică, mânie, tristețe, acum am o stare de ușurare și sunt profund recunoscătoare pentru tot ce am trăit. Și știu că o să mai fie momente grele în viața mea, dar măcar știu că lecția de după mă ajută să cresc și să mă dezvolt. Și a doilea testimonial, a doua mărturie, comentariu pe care l-am primit: azi am finalizat cursul și sunt mândră de mine și de începutul nou, în ghilimele, pe care îl aud despre mine de la iubitul meu. Acum pot să spun că am început să radiez de fericire și să mă simt mai bine cu mine. Da, am avut probleme destul de grave cu mine și doar acum am înțeles că eu le creez, eu le vindec și tot eu scap de ele prin exercițiile pe care le fac. Pot spune că văd schimbarea la mine și nu doar eu o văd. Zilnic iubitul meu îmi spune că m-am schimbat în bine și că mă iubește și mai mult pentru asta, dar nu i-am spus și cum. Săptămâna viitoare am să reiau cursul și vreau să lucrez mai intens să învăț schimbările. Vă mulțumesc din suflet. Și da, o să aveți în viață tot felul de situații neplăcute, mai plăcute sau mai neplăcute. Este firesc să se întâmple. Treaba fiecăruia dintre noi este să ne bucurăm de ceea ce este pozitiv și astăzi să vedem ce întrebări aveți, pentru că scopul acestui live este să vă răspund la întrebări. Orice fel de întrebări despre relația de cuplu e foarte important să fie subiectul relației de cuplu, pentru că asta este tematica live-ului. Sunt aici în fața voastră să vă răspund cu mare drag la orice fel de întrebări. Din experiența mea, din experiența mea de lucru cu clienții, nu sunt aici să vă învăț nimic, ca de obicei vă spun treaba asta. Sunt aici să vă ofer din experiența mea, din expertiza mea și o perspectivă poate cu totul diferită, cum spun majoritatea oamenilor, legat de relația de cuplu. Așa că puneți-mi întrebările, vă rog. Pe măsură ce vin întrebări, eu o să le iau, răspund la ele. Dacă cumva ratez vreo întrebare, vă rog, nu vă supărați, ci insistați puțin, puneți eventual. Dacă vedeți că am trecut peste întrebarea respectivă și n-am răspuns, mai formați încă o dată, scrieți încă o dată și o să urmez să le iau. Dacă cumva le ratez, să mă iertați, o să revin asupra lor.
Bună dimineața tuturor. Mădălina, colega mea, se ocupă de moderare, așa că aveți grijă că vă moderează, dacă nu sunteți cu minți. Deja de pe acum puteți să puneți întrebările și chiar vă rog și insist să puneți întrebările. Mai vin întrebări în privat pe care Mădălina le moderează. Există ceva rapid care să mă ajute? Eu nu am timp 2 luni. Da, este o întrebare foarte bună. Avem o problemă noi oamenii. Și anume faptul că vrem să schimbăm ceva foarte repede. Când ne doare ceva, vrem să schimbăm foarte repede. Și fenomenul este în felul următor. Doar gândește-te, da? E relația de cuplu și durerea sau tensiunea, poate nu este neapărat o durere, dar tensiunea pe care o resimți acolo. Da? Să rezolvi tensiunea aceea, va trebui să te uiți la ea, va trebui să o vezi, va trebui să te ocupi de ea. Pentru că ea nu trece, mai ales dacă ai avut câteva relații de cuplu. Ai avut câteva momente în care a fost greu, îți dai seama că nu o să se schimbe chestia asta și mai ales nu peste noapte. Dacă ai 20, 30, poate 40 ceva de ani în care în relația de cuplu s-au întâmplat lucruri și s-au tot adunat niște lucruri și vezi că direcția este destul de definită, să zic așa, cu cât ai mai multă experiență, cu atât direcția se definește mai puternic, să zic așa. Atunci, dacă ani de zile asta ai făcut, puțin probabil ca în 2 luni să se schimbe. Respectiv, știu că vreți să vă rezolvați foarte repede problemele, dar nu există variante scurte pentru transformare. Cei care nu sunteți dispuși să investiți un minim de efort și când cursul, da, e nevoie să-l practici concret în viața ta de zi cu zi, măcar câteva săptămâni, dacă nu ești dispus să depui efortul ăsta, înseamnă că chiar nu e important pentru tine relația de cuplu. Las-o așa, adică discutam despre valori conștiente și valori subconștiente. Și atunci când vine vorba de valori conștiente, toată lumea e foarte brează și zice: da, e foarte importantă pentru mine relația de cuplu, da, e foarte importantă pentru mine familia, da, e importantă dezvoltarea personală și educația. Ei, dacă e important sau nu, se vede din timpul pe care îl investești, din banii pe care îi investești. Noi oamenii, în această lume fizică, așa măsurăm valoarea, în timp și în bani. Ei, dacă tu nu ești dispus să investești un timp, asta înseamnă să știi că cursul, faptul că durează 2 luni, cursul nu înseamnă că tu timp de 2 luni în fiecare zi, 8 ore, o să fii într-o sală de clasă. Nu despre asta e vorba. Este vorba de faptul că trebuie să faci niște exerciții care pot să dureze de la câteva minute, poate o oră dacă faci o introspecție foarte profundă sau poate 2 ore dacă chiar stai cu tine și cauți răspunsurile cu adevărat. O să dureze, dar faci treaba asta într-o săptămână, o dată, poate de 2 ori, poate de 3 ori. Da? Deci nu trebuie să stai 8 ore într-o sală de clasă, faci acele exerciții, ți se fac niște declicuri, se schimbă un pic perspectiva, următoarele zile deja o să vezi lucruri diferite, deja o să fii conștient de ce, cum se mișcă în relația de cuplu sau în viața ta relațională. Și de acolo ți este mult mai ușor să faci schimbările. Despre asta e vorba în cele 2 luni. Nu este vorba despre faptul că trebuie să pleci și să te retragi în Himalaya 2 luni, pentru că cei care mă cunoaște știți foarte bine că metodele pe care le predau îmi place să fie aplicabile în viața de zi cu zi. Eu așa funcționez, așa am funcționat. Știu că nu avem timp să mergem la cursuri în fiecare zi sau să lucrăm o oră în șir cu fiecare dintre noi. Dar dacă într-adevăr spui că e important pentru tine să ai o relație de cuplu armonioasă, o viață relațională armonioasă, atunci, mai devreme sau mai târziu, va fi nevoie să investești timp și, da, bani în chestia asta. Pentru că așa se măsoară valoarea. Unde ți se duc timpul și banii, acolo este valoarea. Deci, da, există varianta foarte rapidă în care eventual să nu intri în relație de cuplu. Cum rezolvăm problemele în cuplu atunci când unul din parteneri poartă măști? Cu toții purtăm măști, să știți, adică nu ne e foarte ușor să observăm măștile celuilalt. Respectiv, de multe ori vorbim despre măști când vorbim despre minciuni, de exemplu, da? Deci cineva ne-a mințit și atunci am observat diferența între ce spunea și ce s-a întâmplat sau ce a făcut. Și atunci spunem că sunt măști. Dar să știți că fiecare dintre noi purtăm măști. Nu există, nu prea există momente în care nu avem o mască. Starea noastră fluctuează. Astăzi sunt prietenos și relaxat. Mâine poate o să devin morocănos și nu știu, neputincios, poate câteodată nervos, agresiv, alteori sunt foarte compasiv. Fiecare dintre noi avem aceste fluctuații. Noi ne așteptăm ca ceilalți să fie constanți, dacă se poate, mai ales în relația de cuplu, să nu evolueze, să nu se schimbe, să nu se confrunte cu probleme, să nu vină cu problemele lor în relația noastră. Ei, atâta vreme cât te aștepți la asta, înseamnă că nu te cunoști pe tine.
Pentru că dacă încep să te cunoști, măcar așa un pic, încep să te cunoști, îți dai seama că porți măști în fiecare clipă. Inclusiv supărarea este o mască, să știți. O mască pe care o punem în fața iubirii pentru momentele în care nu putem să oferim iubire necondiționată, atunci punem supărarea ca o mască. Și apropo de măști, în program avem un capitol întreg dedicat dinamicii unei relații. Faptul că oamenii nu înțeleg un lucru destul de simplu, că noi nu suntem într-un singur fel, nici eu nu sunt într-un singur fel, nici celălalt nu este într-un singur fel. Această ecuație A plus B egal C rezultă într-o dinamică foarte puternică. Dacă A se schimbă un pic, dacă B se schimbă un pic, dacă modul în care interacționăm nu este plus, este minus, este împărțit, este înmulțit, se schimbă rezultatul, ce-ul. Noi ne așteptăm ca relația să fie doar într-un fel și nu o să funcționeze. Așa că rezolvarea problemelor în cuplu este prin genul acesta, este prin faptul că fiecare își cunoaște sistemul de valori. Da? Deci asta e un capitol întreg din program, ce înseamnă identificarea sistemului de valori. Pentru că pe asta se bazează tot restul interacțiunii. Eu să știu cine sunt, tu să știi cine ești, eu să cunosc care sunt defectele mele. E un exercițiu destul de greu pe care multe mi-a spus, bă, mi-a fost destul de greu să-mi identific calități, defecte, cine vreau să devin, să știu eu cine sunt, ăla, cine este în relația de cuplu. Pentru că doar acolo îți dai seama de măștile tale. E foarte ușor să vedem măștile celorlalți. Eu vă recomand să vă identificați propriile măști înainte să identificați măștile celorlalți. După aceea puteți să mergeți cu foarte multă iubire către celălalt, să-i atrageți atenția la măștile acelea, nu din respingere, nu din frustrare, nu din răzvrătire sau nemulțumire, ci din iubire și din drag și din nevoia de a susține și de a crește acea persoană. Întrebări în privat. Mai are rost după 18 ani să mai încerc să repar relația? Am devenit doar prieteni cu beneficii. Atât. Ei, dacă sunt beneficii, deja e bine. Adică dacă sunteți prieteni cu beneficii, deja e bine. Știți ce se întâmplă în relația de cuplu? Exact ce spuneam de această dinamică pe care o studiem și în... Și la ultimul principiu. Ultimul principiu se numește: nu-mi promite că mă vei iubi până la moarte. Unii sună stupid, adică nu iubirea până la moarte, nu pe viață. Ba da. Dar înțelege dinamica asta, faptul că nu o să fie constantă treaba asta. Și ce se întâmplă în orice relație, mai ales de durată de genul acesta, 18 ani, 15 ani, 13 ani, 10 ani, 5 la unii, este că cei doi pornesc de la o stare faină, că dacă n-a pornit ceva de la o stare faină, n-are sens să discutăm. Da? Deci dacă nu era de la început frumos, n-are rost să mai discutăm dacă voi de la început v-ați bătut. Da? Deci atunci nu discutăm. Dar dacă am intrat într-o relație de cuplu pentru că lucrurile au fost frumoase și ne plăcea și trăiam niște lucruri extraordinare, atunci acele lucruri sunt acolo în continuare. Da? Deci alea sunt acolo. Ce ai de făcut este să dai la o parte mizeria care s-a pus peste în timp. Mai ales dacă există o stare de prietenie, de înțelegere, de valori comune, de o direcție comună, lucrurile faine se pot aduce înapoi. Lumea se uită la mine și la Cami, de 11 ani suntem împreună, peste 11 ani, în care când noi ne întâlnim, într-o dimineață, într-o după masă a venit Cami la birou, eu nu știam că ajunge la birou, avea coaching cu cineva, și a ajuns la birou și eram Camișor și am dus de aia și am pupat-o și ne-am ținut în brațe și am stat așa ținându-ne în brațe vreo jumătate de minut, un minut. Și colegii mei se uitau la noi și voi de când nu v-ați văzut? Și noi ne-am spus de azi dimineață. Și asta este starea în momentul în care dai la o parte mizeriile care s-au construit în timp. Dar pentru asta e nevoie de exercițiu și mai ales după o relație de 18 ani nu o să se schimbe totul dintr-o dată pentru că noi am citit o carte sau pentru că nici măcar pentru că am cumpărat un program online. Dacă iei niște exerciții, le pui în practică, se schimbă perspectiva, comportamentele și atitudinile prin care construiești mai departe relația. Despre asta e vorba. Așa că, da, are rost. Dacă tu îți dorești, că aici e toată șmecheria, dacă tu îți dorești ca relația aceea pe care o ai să înflorească, atunci ghici a cui responsabilitatea este să facă ceva? A ta. Dar nu este responsabilitatea ta să sâcâi pe cineva, să tot împingi, dar fă ceva. Nu. Eu să fac ceva să văd. Eu reușesc să-mi depășesc defectele. Eu reușesc să-mi depășesc problemele. Eu mă descurc cu ale mele. Eu pot să renunț la o stare de reproș, de frustrare, de nemulțumire, chiar de agresivitate poate. Eu pot să fac asta. Că dacă eu sunt în stare, după aceea pot să țin lecții mai departe. Dar dacă nu sunt eu în stare, atunci nu știu ce să mă aștept de la celălalt. Deci răspunsul este da, are rost, oricât de lungă este relația. Dacă există ceva bun acolo și unul dintre cei doi își dorește, se poate.
Georgiana, cum procedezi când ai conștientizat că tu și fostul partener v-ați apăsat în continuu butonașele, acum nu mai sunteți împreună, dar totuși îl vrei înapoi în viața ta, simți că vă puteți vindeca relația lucrând cu propria persoană, dar el nu te mai vrea. Dragii mei, că nu se spune dragile mele femei, dragii mei femei, sună ciudat, da, eu sunt ungură și acolo lucrurile mai sună ciudat în capul meu. Există un concept care se numește respect de sine, demnitate. În momentul în care o femeie iubește un bărbat și bărbatul respectiv își bate joc de ea, asta însemnând o gamă foarte largă de comportamente, începând de la faptul că o critică non-stop, că o desconsideră, că nu o susține, că o judecă, da? Începând de aici și până la faza în care ajungi la agresivități sau lucruri mai grave, să zic așa. În momentele acelea, femeia respectivă trebuie să se decidă dacă lucrurile bune care există în relația aceea merită efortul sau nu. Pentru că dacă un bărbat îți spune pe față că nu te vrea, eu nu aș insista foarte mult să ajungă înapoi. Știți care e treaba? Unii bărbați sunt suficient de slabi să cedeze pentru sex în general, să știți. Sper că toată lumea are 18 ani aici, pentru că discutăm deschis despre relația de cuplu. Deci un bărbat care a fost cu tine și căruia i-a plăcut de tine, ce se va întâmpla în felul următor? Deci asta e femeia, asta e bărbatul, da? Matematică. Așa se numește ecuația iubirii, sunt astfel de matematici. Deci femeia și bărbatul. Ei doi s-au cuplat, au început o relație. Bărbatul este inconștient. Și asta degeaba puteți, bărbați, și știu că mulți bărbați, cum adică inconștient bărbații? E biologia noastră, nu intru neapărat acum în subiectul diferențele biologice între bărbați și femei, pentru că ar fi foarte mult timp de discutat despre asta. Dar bărbații nu sunt conștienți de lumea emoțională, ei nu-și dau seama ce se petrece emoțional. Tot ce fac, ei se cred foarte șmecheri și deștepți și mulți de genul acesta, care au senzația că ei sunt perfecți. Da? Ei nu greșesc, ei nu au probleme, pentru că femeile sunt emoționale. Și când femeia are o problemă, că e supărată, că e necăjită, că e nervoasă, că e agitată, că e irascibilă, da? El, pentru că se crede perfect, începe să o judece, să o critique. Da? El în continuare își hrănește orgoliul ăsta masculin, din care reiese faptul că el este perfect. Adică el este perfect. Ea încearcă să-i atragă atenția, nu, nu ești perfect și sufăr, da? Asta încearcă femeia să facă. El zice, păi da, ai probleme, normal că ai probleme, de-aia avem noi doi probleme, pentru că tu ai probleme. În momentul în care femeia se umilește și coboară suficient de mult să-i permită bărbatului să o judece, să o respingă, să o critique, să se creadă mai deștept, atunci bărbatul a treptat, treptat se suprapoziționează și la un moment dat zice, păi ești varză, du-te, hai, pleacă, dispar. Și pleacă din relație. Bun, după o vreme, ei se despart, da? Femeia, după o vreme, începe să-și recapete încrederea în sine pe care nemernicul ăsta a treptat, treptat l-a distrus. Fără să-și dea seama, când a spus nemernic, am fost un pic dur, dar bărbații fac asta fără să-și dea seama, să știți, nu fac din răutate. Subminează încrederea, femeia fiind receptivă, emoțională, încasează. După o vreme își revine și începe să-l cauți, mai eu chiar te iubesc, chiar aș vrea să avem o relație. El, pentru că o vede acum mai puternică și mai feminină și mai strălucitoare și mai așa, vine, a, așa te vreau, deci dacă ești perfectă, te vreau, hai să te iau. Atunci intră înapoi în relație, evident că vine înapoi șabloanele vechi, pentru că asta e matematica, vine înapoi șabloanele vechi, el începe din nou să observe aceleași șabloane și, a, păi tu ești problema, păi înainte eu nu aveam problema, adică uite-te la tine. Și începe din nou același joc. Așa că, femeile, vă recomand să fiți foarte atente la propriul sistem de valori. Da? Propriul sistem de valori. În momentul în care ție ți este foarte clar ce așteptări ai de la o relație, care sunt niște standarde minime, în momentul acela, când bărbatul începe să vină să nu mai respecte acele valori, tu poți să spui nu, 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 pleacă, dispar. Iar dacă bărbatul ăla pleacă, înseamnă că nu te-a vrut oricum pe tine, înseamnă că a avut o ființă perfectă, care nu ești tu, care este altfel decât tine, dacă pleacă, înseamnă că nu a avut sens. Deci mare, mare grijă pentru cele care aveți tendința asta de a vă agăța de un bărbat și chiar dacă el nu vă vrea să trageți de el, pentru că o să ajungeți la o suferință crâncenă. Crâncenă. Așa că nu vă recomand să trageți de un bărbat. Mai degrabă lăsați-i spațiu să vină înapoi. Poate nu ați apucat toți, n-ați fost aici când am citit mărturia respectivă a domnișoarei care spunea că a finalizat cursul și că a văzut schimbările și nu i-a spus nimic iubitului, că aici e toată șmecheria. Femeile ce fac? Trag de bărbați ca ei să se schimbe. Iar asta e imposibil. Bărbații se așteaptă ca femeia să se schimbe, să fie mai bună, femeia se așteaptă ca bărbatul să fie mai bun, mai înțelegător, mai iubitor, mai prezent, mai așa. Niciunul nu vrea să facă schimbarea pentru că așteaptă ca celălalt să facă.
Ei, domnișoara Andreea, care mi-a scris testimoniul și care a scris faptul că aude zilnic mai nou de la iubitul ei că s-a transformat și că o iubește și mai mult pentru chestia asta. Asta se întâmplă pentru că femeia și-a asumat, a zis, da, am eu problemele mele, am șabloane mele, cum spunea și ea. Da, am avut probleme cu mine, doar acum am înțeles că eu le cred, eu le vindec și tot eu scap de ele prin exercițiile pe care le fac. Și asta înseamnă să te apuci de lucru. Mai bine retrage-te din relație, apucă-te de lucru și dacă el vine înapoi, da, o să-l iei și să îl crești după aceea. Daniela, cum putem să scăpăm de șabloanele emoționale și cum putem să definim direcția spre o transformare și să avem o atitudine realistă? Păi, de șabloanele emoționale se scapă în timp. N-am cum să vă spun acum cum scăpați de șabloane emoționale decât prin faptul că, vă zic așa, varianta scurtă. Degeaba citiți cărțile de psihologie, o să vă înțelegeți niște lucruri, dar nu o să se schimbe șabloanele emoționale. Șabloanele emoționale se schimbă prin următoarea matematică. Te observi, deci te observi, da? Ajungi la niște concluzii legate de comportamentele, atitudine, calitățile, defectele tale, ajungi la concluzii, găsești niște metode, exerciții, soluții pe care le aplici pentru a schimba aceste lucruri și evaluezi. Da? Deci așa sunt pașii. Observi, evaluezi, practic măsori, găsești soluția, aplici soluția respectivă și măsori din nou și reiei ciclu. Asta e singura soluție, să știți. Ieri seara am avut o discuție cu niște băieți tineri care m-au întrebat cum se maturizează un bărbat, care este procesul de maturizare a unui bărbat. Și am spus că okay, singurul mod în care cineva se poate maturiza și valabil pentru oricine sunt două componente esențiale. Este experiența și reflectarea. De ce crezi că firma noastră se numește Reflect? Da? Deci experiența și reflecția, adică analiza, evaluarea conștientă, dacă vreți. Oricare lipsește din cele două, nu se va schimba nimic. Deci nimic nu se va schimba. Pentru că experiența este cea care te ajută să-ți dai seama cum ești, nu cum crezi că ești, da? Deci experiența concretă în viață zi cu zi, în relația de cuplu, în relații de cuplu, te ajută să-ți dai seama cine ești de fapt cu adevărat. Reflecția te ajută să-ți dai seama de ce s-a întâmplat în experiența aia. Deci numai cu reflecția îți dai seama cine ești, da? Și îți dai seama ce s-a petrecut în experiența aceea, ce ai vrea să fie diferit și apoi să iei decizii pe care în experiențele următoare să le pui în practică. Adică este despre studiu și practică, da? Studiu înseamnă reflecția, experiența practică înseamnă practică. Exact ca și cu notul. Poți să citești toate cărțile de pe lume, da? Deci poți să citești toate cărțile de pe lume și să știi despre not, ce stiluri, cum se respiră, tot să știi despre not. Trebuie să sari în apă, să pui în practică acele lucruri și da, după aceea vei deveni bun la not. Dacă nu studiezi deloc, nu vorbești cu nimeni, nu înțelegi nimic, deci nici nu observi, tu doar sari în apă și încerci să noți, o să-ți fie foarte greu. Până la urmă vei învăța să noți, da? Până la urmă vei învăța, dar vei nota, nu știu cum să zic, așa, nici cum, da? Ineficient. Vei nota ineficient, vei nota poate chiar greu, greoi, dar dacă le combini pe cele două, vorbești cu cineva, ceri niște sfaturi, sari în apă, dar pui în practică, după aia te uiți la niște oameni care notă mai bine decât tine, înțelegi niște lucruri, le pui în practică cu tine, citești o carte, le pui în practică, atunci da, vei deveni un notator performant. Dar numai asta e varianta. Deci așa se schimbă șabloanele emoționale. Cum anume definim direcția spre o transformare și atitudinea realistă? E foarte simplă. Cu asta începem ecuația iubirii, cu asta începe programul. Exerciții care sunt despre calități, despre defecte, despre direcția în care vrei să te îndrepți, despre planul de acțiune. Iată de simplu. Da? Numai că să faci efectiv lista și legăturile dintre ele necesită un efort, necesită un pic de ghidare. Adică, din nou, o să iei singur, să le faci singur sau poți să întrebi pe cineva care a făcut chestia asta cu sute de oameni. Adică eu. De asta insist atât de mult. Chiar ieri am avut o discuție cu domnișoară care voia neapărat să vorbească cu mine, neapărat să lucreze cu mine și i-am spus, tu, dacă vrei să lucrezi cu mine, pe lângă faptul că costă mulți bani să lucrezi cu mine, da? Costă mulți bani, o să te pun să faci aceleași exerciții pe care le găsești în ecuația iubirii. Ea avea o problemă în relație de cuplu în care de ceva anișori sunt împreună, se înțeleg, dar nu se înțeleg, el nici cum nu se maturizează, au niște conflicte de genul, eu am anumite așteptări, are așteptări, ne ciondănim acolo și am spus, ok, putem să ne apucăm acum de exercițiile pe care le fac în general cu oamenii sau, uite, ia un user, o parolă, cumpără programul, intră acolo, fă exercițiile
Și după aia, dacă mai ai întrebări, ghici ce, îs acolo pe platformă. Tada! Așa că poți să-mi pui întrebări acolo. Și asta e foarte important să înțelegeți. Nu o să se schimbe, nu o să se rezolve problemele doar pentru că eu vă răspund acum la o întrebare și vă spun cum scăpăm ușor. A, e o experiență și practică. Adică observ, măsori, aplici, măsori din nou. Ok, gata, mi s-au schimbat șabloanele. Nu, va trebui să le pui în practică. Daniela, eu îmi doresc ca partenerul meu să comunice și aș vrea să ne modelăm împreună, dar mi se zice că cer prea mult și ajung să fiu părăsită. Dar dacă eu ofer, nu e normal să-mi doresc același lucru? Daniela, aici o să apăs niște butonașe, deci o să apăs niște butonașe, să mă ierți. Problema este că multe femei vor să comunice cum vor ele, când vor ele și despre ce vor ele. Da? Aici încep multe probleme la multe femei. Nici măcar nu-și dau seama femeile cum stic o relație. Era cazul unei doamne foarte drăguță, doamne respectivă, mi-a oferit un feedback. Soțul ei, fiind plecat în străinătate, lucra în străinătate omul respectiv, venea din când în când acasă, stătea un pic și pleca înapoi. Ea avea niște probleme cu ea, diverse aspecte pe care vrea să le schimbe ea cu ea, că deja relația părea să fie rezolvată cum ar veni, el nu prea mai avea chef de ea, nu prea mai stătea pe acasă. Și ea a început să aplice niște metode foarte simple, exerciții, exact soluțiile pe care vi le dau. A aplicat, atenție, a pus în practică și la un moment dat a observat că soțul ei vine mai des acasă. Venea mai des acasă și stătea mai mult. Și l-a întrebat, de ce s-a întâmplat? De vii mai des, stai mai mult. Și el i-a spus, păi nu știu ce s-a schimbat la tine, dar ești mai liniștită, ești mai fericită, ești mai relaxată și chiar îmi place să stau cu tine. Nu mă mai cicălești atâta, nu mă mai bați atâta la cap, chiar începe să-mi placă să stau cu tine. Și majoritatea femeilor vor să comunice, da? Vreau doar să înțeleg. Și singurul pe care nu înțeleg femeile este că noi bărbații nu avem nevoia asta de a vorbi constant despre emoții, pentru că nu avem contact cu lumea emoțională. Chiar nu știm anumite lucruri despre noi. Nu le știm. Și când mă sâcâi să-mi zici, dar ar trebui să știi, instant ne apăsați butonașul de a nu fi suficient de bun ca mascul alfa, ceea ce înseamnă foarte grav pentru mine. Și de acolo este o spirală în jos. Deci mare, mare grijă ce anume vreți să comunicați. Plus, dacă eu ofer, nu e normal să-mi doresc același lucru? Ba da. Problema foarte mare la atașamentul anxios și cei care vreți să aflați despre asta, vă recomand ori să intrați în să citiți niște articole de ale mele, respectiv podcasturi, sau chiar să intrați în ecuație, bine, dacă vreți să și lucrați la stilul de atașament, nu doar să îl știți. Cei care au atașament de tip anxios îi sufocă pe ceilalți cu nevoia lor de comunicare. Îi sufocă pe ceilalți cu nevoia lor de a dărui. Pentru că, de fapt, tot ceea ce vine de la un anxios care are șablonul ăsta de atașament anxios vine din nevoia de a ține pe celălalt, din nevoia de a-l atrage pe celălalt. De fapt, anxioșii oferă pentru că simt nevoia să primească și este un fel de condiționare. Eu îți ofer ca să-mi dai, nu îți ofer pentru că din prea plinul meu nu am un gol pe care eu trebuie să-mi umplu. Eu încerc să-ți umplu toate golurile pe care nici nu le ai și tu oferă și tu mie. Deci atenție mare, mare pentru cele care aveți tendința asta de a oferi foarte mult, pentru că de fapt în spate aveți un gol pe care încercați să-l umpleți. În momentul în care oferi, da, este normal să ți se întoarcă. În același timp, pentru mine, vorbesc acum de standardele mele, nu este normal să te afecteze dacă nu ți se întoarce. Mai mult de atât, dacă intri într-o relație cu un bărbat, o femeie care e conștientă cât de cât și atentă și cunoaște niște mecanisme care țin de inteligență emoțională și de și practică, își dă seama despre un bărbat înainte să înceapă o relație, dacă bărbatul o să ofere sau nu. Și de ce? Că totul începe cu tine. Adică începe cu A plus B, cu A începe, da? Începe cu tine cu faptul că nu-ți dai seama de comportamentele pe care le ai. Și atunci, dacă nu-ți dai seama la tine ce comportamente ai, ce să ne așteptăm să-ți dai seama ceilalții? Da? Deci ăsta e jocul care se întâmplă, Daniela. Sper că ți-am răspuns la mai multe întrebări din spate. Cunoașterea sine și iubirea necondiționată. Corect. Am doar 26 de ani. Nu e prea repede ca să încep să am nevoie de cursuri pentru relații? Sau tocmai pentru că stână trebuie să încep cursul? Sunt curios ce îmi spui. Am avut o discuție cu un tip de 19 ani. 19 ani, da? El avea probleme în relația cu iubita lui, probleme cu tata, o grămadă de tensiuni. Dar era o supărare de asta constantă în relație cu
iubita lui, cu prietena lui, respectiv cu tata. Și mi-a zis, da, dar uite-te ce grav e, ce complicat e. Că... Și am zis, fii atent, la 19 ani, deci la 19 ani, încă nu ai apucat să-ți consolidezi șabloanele. Adică dacă sunt primele tale relații și interacțiuni cu sexul opus, da? Încă n-ai apucat să repeți aceleași greșeli, aceleași comportamente, da? Deci de la tine, calități și defecte, ci încă ești cumva modelabil, maleabil. Cu cât ai repetat mai puține experiențe similare și stări și atitudini și comportamente, cu atât mai ușor e să le modelezi. Că dacă ai repetat timp de 30-40 de ani ceva, e mai greu. E posibil, stați-mi și că am făcut asta cu foarte multe persoane și multe cupluri, e posibil, doar că la 19 ani e, nu știu cum să-ți explic, e foarte ușor, ei am spus lui. Și el zicea, da, nu știu, nu cred că e, totuși e foarte greu. Și da, emoțional pentru unii e greu, pentru alții încă nu e greu. Încă sunteți la început, încă suferința e așa gestionabilă. Dacă te apuci la 20 și ceva de ani să înțelegi mecanismele tale interioare, la 20 și ceva de ani să înțelegi comportamente, atitudini care nu ți-s constructive, să lucrezi la ele, eficiența este de zeci de ori mai mare. Asta tot încerc să le explic oamenilor. Cu cât mai repede te apuci să lucrezi cu ele, cu atât mai puțin tot repezi greșeli. Pentru că în timp, toată durerea se amplifică. Asta mulți oameni nu o înțeleg. De ce am ajuns în halul în care aveam niște mici stresuri și dureri în relație în adolescență, iar acum am o relație în care sufăr crâncen la 30 de ani? Pentru că nu te-ai ocupat de tine pe drum, atâta tot. Ai repetat aceleași lucruri și stările negative, pentru că creierul nostru învață foarte bine prin repetiție. Dacă repeți niște stări negative, le și argumentezi, ele cresc în timp. Așa că vârsta de 26 de ani este ideală să începi să lucrezi cu tine, să folosești concret niște unelte, exerciții, ca după aia să fie din ce în ce mai bine. Eu m-am apucat în relația cu Cami să lucrez foarte concret la relația de cuplu și viața mea relațională la 35 de ani, cred că. Din prima mea relație am făcut mici schimbări care erau foarte vizibile pentru mine, gen postura corporală, atitudinea masculină. După aceea am lucrat la energia mea masculină, diverse metode. Dar efectiv, cum zic, acest gen de matematică pe care v-am împărtășit-o și în ecuația iubirii și vă tot împărtășesc în diverse contexte, genul ăsta de matematică l-am avut după ce am ajuns la un nivel de suferință crâncen, pentru că înainte nu era suficient de grav, să zic așa, și te și obișnuiești, crește câte un pic suferința, te mai obișnuiești, crește și după aia ajungi să nu mai știi de unde. Dintr-o dată m-a lovit depresia, serios, dintr-o dată am divorțat, dintr-o dată ne-am despărțit, dintr-o dată nu funcționează nimic. Ei, niciodată nu e dintr-o dată, 26 de ani este ideal să te apuci de lucru, 24, 25, 23, 22, 35, oricare vârstă ideală. Dacă partenerul nu conștientizează că are unele dependențe și se poartă foarte urât, dând vina pe tine pentru tot, ce poți face? Nu e suficient ca numai tu să-ți dorești, nu e important să fie reciproc. Păi hai să luăm lucrurile mai simplu așa. Nimeni nu este perfect. De aici plecăm, da? Nimeni nu este perfect. Ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi, și eu, și tu, și fiecare care se uită la acest video, avem de lucru cu diverse defecte, probleme, comportamente, atitudini, slăbiciuni, da? Fiecare avem de lucru. Este foarte ușor să observi defectele celuilalt, mai ales când chestiile sunt mari. S-ar putea ca momentul acela în care cineva dă vina pe tine să fie din defensivă. Pentru cei care au fost la webinar, știți povestea, v-am spus și unii poate să mă vezi, când am ajuns pe pragul despărțirii cu Cami, în sensul de atunci chiar știam clar că urmează să ne despărțim, că înainte am mai încercat de mai multe ori să ne despărțim, dar n-am lăsat-o. Dar atunci mi-am dat seama că n-am ce să fac. După o oră jumătate de plâns, efectiv am acceptat că gata, ne despărțim și am pierdut-o. I-am mai povestit, m-am dus și am spus, vreau să-ți mai povestesc o singură dată. Stăteam și acum, amintesc, era făcea baie, m-am pus lângă vană și am spus, vreau să-ți mai povestesc o singură dată ceea ce m-a durut în toți anii ăștia. Am mai zis, dar acum simt nevoia să spun altfel. I-am povestit și prima dată după 6 ani mi-a spus, cred că nu ți-a fost ușor cu mine, așa e. Și eram ceva genul, cum e posibil că după 6 ani în care ți-am spus de nenumărate ori chestia asta, tu tot timpul aveai replică și tot timpul ajungea vina înapoi la mine. Și acum am zis că ți-ai dat seama că nici mie nu mi-a fost ușor. Singura diferență a fost starea pe care am avut-o, atitudinea pe care am avut-o. Și
Fiecare dintre noi avem o formă sau alta de dependență, fiecare dintre noi avem o formă sau alta de egoism, fiecare dintre noi avem o formă sau alta de inconștiență, de ignoranță, de egocentrism chiar. Inclusiv suferința, faptul că tu suferi într-o relație, este un egocentrism crâncen. Știu că pentru unii nu sună așa, dar atunci când tu suferi și atenția ta este doar la suferința ta, ce spune asta despre tine? Deci, mare atenție! Asta e o componentă. Deci, dacă tu te-ai ocupat de tine și tu ai revenit la o stare faină și ai o stare de prezență, de iubire, de drag, de acceptare, după aceea poți să analizezi, să evaluezi comportamentele celuilalt în raport la sistemul tău de valori. Revin la sistemul de valori neîntâmplător, printre primele exerciții din program, adică din curs. Dacă nu-ți cunoști sistemul de valori, n-ai cum să știi ce te rănește exact, ce te deranjează. Dacă tu nu-ți cunoști defectele, calitățile, rănile pe care le porți în tine, n-ai cum să știi de ce te simți așa de nasol cum te simți. Și atunci celălalt va fi de vină. Ei, dacă îți cunoști sistemul de valori și celălalt ți le încalcă flagrant, mai ales că spui, se poartă foarte urât dând vina pe tine. Atunci e nevoie de standarde. Ce îi spuneam, parcă Daniele i-am spus, respect de sine și demnitate din partea unei femei înseamnă, domnule, aici sunt limitele. În momentul în care le-ai depășit, dispari. Adică dispari. Mi-a spus Camila la un moment dat. Mi-a spus, eram după falimentele mele într-o chin îngrozitor, adică era teribil pentru mine ca stare și eram într-o continuă luptă cu universul, cu business-ul, cu ea, cu banii. Îți dai seama că toate le-am dus în relație de cuplu. Și la un moment dat mi-a spus Zoltan, fii atent. Eu nu mai pot, nu mai pot. Aici am mis limitele. Deci, eu o să iau o pauză. Am nevoie să luăm o pauză. Nu este vorba despre faptul că nu te iubesc. Nu este despre faptul că te șantajez emoțional, da? Deci nu despre asta este. Nu este despre faptul că vreau să te manipulez sau să te forțez să te schimb. Nu despre asta e vorba. Este vorba pur și simplu despre faptul că eu n-am nevoie de chestia asta în viața mea. Adică îmi cunosc standardele, vreau și eu să am liniște, pace, am nevoie de anumite lucruri, ei, tu vii cu niște lucruri care nu am cum să le integrez în viața mea, n-am nevoie de ele. Nu te resping, n-am nevoie de lucrurile acelea. Așa că până când alea le rezolvi, stai departe pentru că nu am de gând să fac chestia asta. Atunci a fost prima dată când mi-am dat seama, stai puțin. Totuși, există lucruri pe care le aducem în viața altora, dar atunci când a avut ea momentul ăla de respect de sine, am putut abia să-mi dau seama că ceea ce fac eu este disruptiv. Că nu ne dăm seama de multe ori. Și ea când și-a pus piciorul în prag, ăla a fost declicul în care am zis, ok, stai puțin, vreau femeia asta lângă mine sau nu? Că dacă vreau femeia asta să fie lângă mine, va trebui să schimb niște lucruri. Iar dacă mi-i tot una, și atenție că multor bărbați le este tot una și femeile doar trag de ei și ei stau acolo, că e bine că avem o relație de prietenie cu beneficii, dacă bărbatul este tot una, atunci va pleca. Da, atunci va pleca. Dar atunci măcar știi o treabă. Adică întrebarea este, vrei să fii cu cineva în relație care nu e în relație cu tine? Să fie doar din partea ta? Sau vrei să ai relație de cuplu în care chiar ține la tine persoana aceea? Mie, ca bărbat, mi-e greu să recunosc că nu înțeleg femeia de lângă mine. E slăbiciune și tu ai zis că să nu ne permitem. Eu am zis să nu ne permit? Să nu permitem? Ceva nu, eu am zis că nu ne permitem să trăim aceste slăbiciuni, nu să nu ne permitem, atenție. Dar nici relație nu o am. Deci ce fac? Păi ce faci este să lucrezi cu defectele tale și cu încrederea ta în tine. Pentru că mulți bărbați ajung în luptă cu femeia pentru simplu fapt că femeia, fiind foarte receptivă emoțional, răspunde la șabloanele lor și le apasă butonașele. Un bărbat care nu are încredere în propria persoană, acel bărbat va fi constant subminat de o femeie de lângă. Dacă nu este femeia iubită, o să fie tot felul de femei. Deci energia feminină o să vă testeze, bărbaților, relaxați-vă, nu scăpați de chestia asta. Dacă nu înveți să armonizezi relația ta cu femeia de lângă tine, energia feminină în general, oricum, în business dai de femei, la magazine dai de femei, în familie dai de femei, la prieteni dai de femei, o să fie femei în jurul vostru. Și o să vă taxeze mai departe, poate la nivel un pic mai mic, nu doar atât, dar vă închideți emoțional. Așa că ce recomand bărbaților care știu că le e greu să recunoască că nu înțeleg femeia, este 1. Să studieze femeia. Adică inclusiv în cursul ăsta și există o grămadă de materiale în care am explicat cum funcționează diferența între
Femeie, bărbat, la nivel gig, de ce noi bărbații funcționăm cum funcționăm, de ce femeile funcționează cum funcționează și cum se pot potrivi astea? Studiază, primul pas, dar fiți atenți, experiență cu reflexie. Revin la principiul meu, da? Matematica îmi place foarte mult, ecuațiile. Deci, experiența înseamnă că ai mai avut experiențe. Îți dai seama cum te comporți tu ca bărbat și ce se întâmplă în relațiile tale. Reflecția o să te ajute să faci chestia asta, să evaluezi trecutul tău, ce s-a întâmplat, cum ai fost, cum ai funcționat. Respectiv, reflectezi asupra experienței tale când vezi alte relații de cuplu, când vezi alți bărbați care se comportă diferit. Reflectezi asupra experienței tale de a observa femeile, nu de a înțelege, de a observa. E o diferență foarte mare. Acum foarte mulți ani, o iubită de-a mea mi-a văzut că dau o carte și dedicația de la început era așa: nu mai încerca să mă înțelegi, descoperă-mă, da? Descoperă-mă. Asta e treaba unui bărbat, să descopere o femeie, nu să o înțeleagă. Și atunci după aceea o să fie foarte ușor să interacționezi cu sexul opus și de acolo maturizarea. De ce nu mă pot deschide în fața partenerului? De ce mi-e frică să simt real mai mult? De ce mi-e frică să iubesc și fug de emoții de orice fel? Menționez că sunt cu stil evitant după efectuarea unui test. Cathy, răspunsul este simplu și complex în același timp, ca de obicei. De ce nu ne putem deschide în fața unui partener? Este din cauza trecutului. Sunt variantele în care, dacă ești cu atașament evitant, cu siguranță că ai niște probleme cu relația cu tata, de acolo se formează, sau modelul cu mama era unul de evitant și atunci ai luat de acolo modelul. Deci asta e o variantă, că le-ai luat deja din copilărie și le-ai dus mai departe. Dar să știți că se poate schimba, adică iubita mea, Cami, care este evitant, așa, 100% s-a născut evitant, cred că, a ajuns să fie atât de afectuoasă încât, nu știu cum să vă explic, deci... Știți cum să... Vă dau un exemplu un pic mai extrem, dar îmi place foarte o metaforă. Vă rog să căutați starea de acolo, că e foarte drăgălașă starea, da? Nu știu dacă știți cum sunt maimuțele alea care se purecă, da? Deci am văzut la un moment dat, chiar era un video atât de drăguț, în care era o maimuță care bibilea maimuța cealaltă, se numește grooming între animale. Purica acolo o altă maimuță și la un moment dat a luat maimuța aia și a întors-o ca pe o cârpă. Deci aia era atât de relaxată încât era ca o cârpă. A întors-o și a continuat procesul. E starea aceea de relaxare emoțională în care celălalt poate să vină cu orice și să-ți facă orice, să-ți ofere afecțiunea. Nu ai cum să o ai decât în momentul în care ești tu în tine foarte relaxat emoțional. Ei, iubita mea a devenit atât de afectuoasă, atât de iubitoare, încât eu pot să-mi permit să stau în starea aceea și să o las să-mi facă ce vrea, să mă învârtă, să am sentimentul acesta, sunt în siguranță, pot să fiu oricum și pot să-mi permit orice. Adică am ajuns la faza în care, de la momentele în care ea citea, se închidea în cameră și dacă cumva o să căiam, ajungeam la ceartă, am ajuns la faza în care zile trecute, o săptămână, două, eram așa somnolos după masă și ea studia, stătea pe pat, pe canapea și citea. Și m-am dus frumos așa ca un motanel, m-am băgat frumos, mi-am pus capul pe coapsa ei și i-au pus mâna pe mine și am dormit o oră jumătate, nici am știut cum trece timpul. Așa de afectuos poate să devină un evitant, să știți. Deci nu asta e problema. Problema este că acel evitant să se poată relaxa emoțional. Pentru că și eu i-am oferit anumite lucruri și ea a lucrat foarte mult cu ea și a dat seama de șablonul ei de evitant și de acolo s-a deschis. Deci una din traume poate să fie de la părinți și să fi perpetuat acel șablon de evitant și să nu fi făcut nimic pentru a schimba. Doi la mână, e vorba de traume pentru unii. Faptul că în alte relații ai suferit suficient, sau ai fost respinsă sau judecată suficient ca acum să nu te poți deschide. Oricare ar fi varianta, pentru prima variantă, care începând din copilărie este despre calități, defecte, cum te comporți tu și cine vrei să devii și să treci chestia asta, primul principiu, care se numește nu încerca să mă prindești că nu ai cum. Al doilea, așa, ziceam de trecut, așa. Vindecarea trecutului înseamnă să echilibrezi niște lucruri și să înțelegi că trecutul tău te-a făcut cine este, e o decizie de aici încolo, da? Deci să te aliniezi practic cu propria ta persoană. Despre asta e vorba. Și așa, da, se poate schimba și se poate deschide pas cu pas, treptat, dintr-o dată. Așa. Păcat, pare foarte ok ce spui, dar din păcate știu multe cazuri în care rolurile sunt inversate. Da, sunt foarte multe cazuri în care rolurile sunt inversate, dar principiul este același, să știți. Principiul este exact același. Sunt niște
componente de un anumit fel, componente de altfel, din ele se creează o ecuație. De ce crezi că se numește ecuația iubirii? Că variabilele pot fi diferite la fiecare, dar ecuația este aceeași. Orice ar fi instalat în A, orice ar fi instalat în B, modul în care cele două interacționează, simbolul ăla de operațional, creează o relație. Asta e o dinamică între toate aceste elemente. Multul lume caută o rețetă universal valabilă. Zi-mi mie ce se facă în relație de cuplu să. Dom'le, zi-mi și mie cine este A, cine este B, cum interacționați. Așa a ajuns relația, dacă modelezi A și modelezi B și modelezi interacțiunea, se schimbă relația. Asta e matematica. Nu există o rețetă universală valabilă. Dacă, exact cum spui, sunt inversate rolurile multe ori sau comportamente, pot fi unele la bărbați, altele la femei, dar rețeta este aceeași. Ecuația este exact aceeași, chiar dacă valorile sunt diferite. Alexandru sau Bogdan, nu știu exact care e numele. Am pățit două momente noi, diferite de ce am experimentat acum, disconfort în zona inimii și zona capului și o stare de agitație profundă vis-a-vis de fostă parteneră cu care am un copil. Actualmente este într-un început de relație și deși are tot dreptul, nu am puțin citesc în gând să văd care e întrebarea, pentru că nu... Da, e foarte drăguț abordarea asta masculină în care analizăm toată situația, tragem o concluzie și vedem dacă am procedat corect sau nu. Nu există o procedare corectă sau greșită, Alexandru sau Bogdan, nu știu exact care e. Nu există o dacă procedezi corect sau greșit. Asta tot insist. A plus B egal C. A este unic, B este unic, relația o să fie unică. Modul în care interacționăm, cum se manifestă cei doi este unic. N-ai cum să ai o rețetă corectă sau greșită. Da? Deci n-ai cum. Tot ce poți să faci este să iei comportamentele tale, să le adaptezi așa încât relația se modelează în timp, să vezi dacă ce iese îți place sau nu. Nu există corect sau greșit, dragilor. Mai ales când suferi, mai ales când ai pățit niște lucruri, atunci un divorț sau despărțire, mai ai și un copil, nu încercați să găsiți corectitudine în toată situația, că nu există așa ceva. Există situația, da? Există situația, există durerea în tine, care e inevitabilă. Tu ce ai de făcut e să lucrezi cu durerea ta să nu mai existe, dar asta înseamnă metode de dezvoltare a inteligenței emoționale, înseamnă metode de prelucrare a trecutului. Cum am relatat la început, că am citit un testimonial care spunea doamna ca final, așa. Exercițiul 5 de la principiul 1 mă umple de un sentiment de recunoștință și de împlinire când mă uit în spate la experiențele neplăcute pe care le-am avut și pe care acum le văd cu alți ochi. Da? Asta înseamnă să prelucrezi trecutul, să iei niște exerciții, le pui în practică, ți se schimbă starea față de aceeași experiență, adică A se schimbă, se schimbă plusul ăla, se modelează, după care relația, modul în care interacționăm se schimbă. Asta este ecuația. Alina întreabă, bărbații au tendința să domine femeile? Unii bărbați. Alții, cum spunea și, cine zicea că lucrurile sunt și invers? Colin. Spunea că uneori este invers. Dar uneori femeile vor să domine bărbații. Am văzut femei care au nevoie acută de a intra constant în luptă cu bărbații. De a intra în luptă, nici măcar nu e vorba doar de domina, de a-i provoca, de a-i sâcâi, de a vedea dacă bărbatul e puternic, iar dacă e puternic, ea își vine cu și mai multă energie. Deci nu este o rețetă că doar bărbații au tendința să domine femeile. La nivel de subconștient colectiv, în ultimele câteva secole, am trăit într-adevăr într-o lume a patriarhatului, mă rog, ultimele câteva milenii, o lume a patriarhatului în care bărbații s-au crezut superiori. Adică dacă stăm să ne gândim acum câteva sute de ani, încă bărbații din biserici dezbăteau dacă femeia are suflet sau nu. Femeia a fost considerată o tentație pentru bărbat, o unealtă a diavolului, da? Deci, mare atenție, trăim într-o lume în care bărbații, pentru că nu se pot stăpâni pe ei, le este foarte ușor să dea vina pe femei. Și... Da, de aici ajungem la o încărcătură la nivel de subconștient colectiv, care este despre faptul că bărbații cumva încearcă să domine femeile. Dar ca și comportamente, deci la nivel de comportamente, pot să fie combinație, da? Exact cum spunea și Polin. Uneori este invers, uneori femeile încearcă să domine bărbații. Așa. Așa, mă rog, am răspuns. E dificil când vor amândoi să fie dominați. Normal, numai că fiți atenți, că aici e toată șmecheria. Lumea are senzația că
trebuie să fie unul așa și unul așa. Nu, domnule, fiecare este cum este, ei doi intră într-o relație și încearcă să facă relația să meargă cum au ei șablonele subconștiente, nu cum își doresc conștient. Da? Că dacă întrebați pe cineva, toată lumea își dorește să fie fericit și bine în relația de cuplu, nimeni nu își dorește să se bată. Mă rog, aia care își dorește să se bată, oricum au probleme grave. Dar ne dorim cu toții să fie bine, să fie fericit. Da? Și atunci, de ce avem alte comportamente? Pentru că avem șablonele subconștiente. Dacă aveți întrebări, dacă profitați, nu așa, știm cum e așa, ce așa. Mulțumesc, Mădă, pentru intervenție. Bună dimineața! Sunt importante nivelele de comunicare, faptul, simțămintele, ecoul, ideile, gândurile, credințele, două nevoi, nevoia de a fi aprobat și a te afirma, atitudinea și ego-ul să fie puțin diminuat. Mulțumesc, nu înțeleg. Întrebarea dacă sunt importante nivelele. În momentul în care vorbim de comunicare și există un principiu în program, se numește nu mă interesează nimic din ce am eu de spus. Apropo, cei care sunteți interesați și curioși de program, aveți un link în descriere. Așa știu că există un link în descriere. Da, aveți un link în descriere. Puteți să intrați pe linkul respectiv, Ecuația Iubirii, și să studiați un pic cu principiile, să vedeți despre ce se învață în program. Pentru că unul din principii este exact despre aceste nivele de comunicare. Este despre să înțelegi ce aduci în comunicare dincolo de cuvinte. Vă dați seama că cuvintele reprezintă foarte puțin. Noi avem senzația că comunicăm verbal, dar lucrurile care, și doi oameni care nu vorbesc comunică mai mult de multe ori decât oameni care spun niște lucruri. Deci da, sunt foarte, foarte importante nivelul de comunicare. Cum se păstrează feria începutul de relație și chiar relație? Cum să păstrezi? Nu trebuie să păstrezi chestia respectivă, că aia este acolo și valabil pentru toată lumea. Trebuie să dai la o parte restul de mizerie și să ai grijă să nu aduci mizerie sau să aduci cât mai puțin, să prelucrezi cât mai repede orice fel de tensiuni care vin în relație. Atâta tot. Noi cu Cam am avut feria aceea de la început, am lăsat să se depune tot fel de mizerii, ani de zile ne-am chinuit, după care treptat am dat la o parte acele mizerii. Toate lucrurile pe care le-am aplicat în relația cu Cami sunt în ecuația iubirii, inclusiv principiul, unele principii sunt de la ea. De exemplu, principiul acela cu ce nu am voie este o întrebare pe care ea mi-a repetat-o de foarte multe ori, ce înseamnă libertatea în relație. Deci nu se păstrează, se are grijă. Știi? E o vorbă, e foarte bine se potrivește. Se spune așa, curățenia nu se face, se păstrează, se menține. Da? Echilibru nu se, nu se menține, se restabilește. Aceste două chestii merg mână în mână. Adică e foarte fain, vin niște lucruri care strică acest foarte fain, iei acel ceva, prelucrezi, integrezi la nou nivel de fain, nou nivel de fain, prin integrarea tuturor experiențelor într-un mod armonios. Așa se face. Așa, am intrat în ultime 20 minute ale live talk-ului, dacă ai întrebări. Așa, mulțumesc, Mădă. Alexandru, dacă ai anumite stări sau trăiri sau sentimente pentru cineva, tu ca persoană fiind într-o relație, poți să consideri că este nevinovat pentru că nu faci nimic fizic, pentru că nu ușeli? Depinde, Alexandra, care este nivelul tău de standarde, respectiv modul în care afectează relația, pentru relația de cuplu în care ești. Pentru că am avut foarte multe experiențe de genul, pe lângă relația cu Cami, ulterior le-am prelucrat pe toate, dar stările respective pe care le ai față de cineva pot să fie un plus extraordinar pentru relația ta de cuplu sau pot să fie un minus extraordinar de mare pentru relația de cuplu. Depinde de cum integrezi în tine lucrurile. Adică dacă tu ai niște sentimente față de cineva și îți dai seama că tu ai nevoie de acel ceva, că îți place sentimentul, poți să iei sentimentul din tine și să-l duci în relația de cuplu. Evident, necesită abilități de inteligență emoțională chestia asta. Adică să știi să recunoști sentimentul în tine, să știi cum să reproduci într-un alt context. Eu foarte mult timp am făcut exercițiul ăsta în care observam comportamente feminine pe care Cami nu le avea și mă uitam și cu aceea ce mi-ar plăcea. Chestia aia îmi place. Dar nu femeia aia îmi place, nu o vreau eu pe aia. Nu, comportamentul ăla îmi place. Ce fain. Ce interesant mă simt acum. Interesant. Căutam să cultiv starea respectivă, ajungeam înapoi în relație și mai devreme sau mai târziu Cami începea să exprime, să manifeste acele comportamente într-un mod foarte spontan. Am făcut jocul ăsta de enorm de multe ori. Din ce am expus, eu am înțeles ceva acum. Multe lucruri se vor rezolva după ce voi mai lucra cu mine. Corect, corect. Rămâne întrebarea de unde vine disconfortul din zona inimii și a capului cu stare de agitație. Stările pe care tu le relatezi și chestia fizică
Este un semn că starea pe care ai avut-o și înainte de anxietate, respectiv de agitație, s-a amplificat suficient de mult să începi să simți fizic. Noi nu avem stări noi, să știți, avem aceleași stări, avem aceleași stări pe care le-am avut începând din copilărie, doar că ele se amplifică. În momentul în care începi să simți fizic stările foarte puternic, înseamnă că ai ajuns la un nivel la care ar fi bine să te ocupi de ele, de stare, nu de senzația fizică. Da? Deci nu de senzația fizică, ci de starea pe care o ai. Să identifici această stare de agitație și să o reduci, să o elimini între toate. Bogdan, da? Bogdan. Ascult ceea ce trăiesc în interiorul meu și conștient de sunt responsabil la capătul meu de relație de ceea ce spun, ce fac, ce gândesc, ce simt, ce aud. Ascultarea și iubirea necondiționată fără așteptări de celălalt. Da, e foarte fain ceea ce ai spus, Daniela. Urmează doar să învățăm ce înseamnă iubirea necondiționată și fără așteptări. Asta e o lecție. Mulțumesc, Oana. Alexandra, ți-am răspuns. Dacă trăiești ceva, așa, am răspuns la întrebare. Sunt mulți care consideră că sunt îngerași doar pentru că nu se întâmplă fizic. Da, să știți că sunt oameni care nu consideră că dacă fizic nu se întâmplă, flirtul și SMS-urile și mesajele și mail-urile sau Facebook sau whatever, că nu este o greșeală. Depinde de sistemul tău de valori, Alexandra. Și pentru fiecare e valabil. Dacă tu îți cunoști sistemul de valori foarte bine și știi că pentru tine chestiile astea nu sunt bune, atunci va trebui să pui piciorul în prag. A fost un moment în care Cami și-a pus piciorul în prag, în care eu îi spuneam, de ce, mare lucru, i-am spunea, tu tot timpul lași niște portițe deschise cu femeile cu care interacționez. Și eu nu înțelegeam la ce se referă. Nu înțelegeam, adică eu aveam senzația că chiar nu greșesc cu nimica. Până când mi-am dat seama care e starea din spate, slăbiciunea, golul interior din care lăsam porțile deschise cu unele femei și nici măcar nu-mi dădeam seama, pentru că era un gol interior pe care încercam să-l umpli, să-l umplu. Dar până nu mi-am dat seama, nici măcar nu mi-am dat seama că există acel comportament. Așa că aveți nevoie de un pic de răbdare și stați liniștiți că fiecare dintre voi aveți asemenea comportamente. De exemplu, nu intru în exemplu ăsta, mergem mai departe că după aia ne lungim și aș vrea să vă mai răspund la întrebări. Apropo, cei care v-ați decis să vă apucați de lucru și aveți nevoie de ajutorul meu sau vreți să vă fiu alături în procesul ăsta, mâine este ultima zi. Oferta specială pentru pachetul de la Ecuația Iubirii. Pachetul însemnând cursul, însemnând un moment foarte special, de a zic, însemnând un DVD cu 3 ore de jumate, cred că, de întrebări și răspunsuri despre relație de cuplu, de la un workshop. Inclusiv varianta audio a programului, care practic dublează valoarea. Și un moment foarte special, care o să fie un webinar cu mine și cu Cami. Deci ăsta e pachetul, da? Webinarul este doar pentru, deci nu este un live ca ăsta, este doar pentru cei din Ecuația Iubirii. Cei care vreți să o cunoașteți pe Cami și să puneți în practică alături de mine, prin cursul meu, toate lucrurile pe care împreună cu ei am învățat. Vă invit să vă înscrieți până mâine, mai aveți timp, dar vă recomand să nu ratați oferta. Webinarul respectiv o să fie în ianuarie. Mi se șoptește în cască, scuze, azi e ultima zi, iertare, azi e ultima zi, nu mâine. Deci mâine însemnă, adică până la, cred că, 12 noaptea puteți să vă înscrieți. Așa că azi e ultima zi. Cei care veți să o cunoașteți pe Cami, cei care veți să lucrați cu uneltele puse de mine în program, vă recomand să profitați de oferta specială, astăzi expiră. Sorry pentru greșeală, mă dă să nu mă bați, te rog frumos. Deci azi este ultima zi de ofertă, vă recomand să vă apucați de lucru, o să vă ajut să vă scurtez drumul, să nu treceți prin toată suferința aceea. Între timp mai urmează să vă răspund la întrebări, mai stăm undeva un 7-8 minute și mai răspund la câte întrebări mai pot. Doina, nesiguranța în mine, în relație și un fel de lipsă de atenție din partea partenerului vis-a-vis de mine, dar atenția față de alte femei. Mă simt rănită, dar și un pic geloasă. Am trecut printr-un divorț și sunt de un an în relație. Mulțumesc din suflet. Nu înțeleg care este întrebarea. Deci am zis să-mi puneți întrebări că no. Eu pot să vă comentez situațiile, dar dacă nu aveți o întrebare clară, înseamnă că nu v-ați definit problema foarte clar. Când nu definim problema foarte clar, nu avem cum să găsim soluții. Asta e situația multora, că se pierd și chiar eu am avut o discuție cu cineva care, un cuplu pe care am mediat discuția între ei, eram pe Skype și eu de câte ori puneam o întrebare, el intra în poveștile lui și zicea. Și eu întrebam, tu ce spui despre asta? Pe ea o întrebam, dar ce spui despre asta? Începea să vorbească, el la un moment dat o întrerupea și începea el să vorbească. Și i-am explicat, fii atent la mine. Atâta timp cât tu ai fluxul ăsta mental și reiei problema din nou și din nou și din nou și nici măcar nu ai definită problema, că i-am zis, zi-mi problema într-o singură frază. A, nu, trebuie să-ți povestesc tot trecutul. Nu, dacă tu trebuie să povestești tot trecutul și n-ai o întrebare foarte clară, cum să, ce să fac, atenție, nu
care este explicația, ci ce să fac, înseamnă că încă nu vrei să rezolvi problema cu adevărat. Iar dacă vrei să faci ceva, atunci trebuie să iei niște unelte pe care să le pui în practică. Faptul că puneți întrebări, unii dintre voi vă puneți întrebări, unii dintre voi chiar căutați răspunsuri și apreciez foarte mult chestia asta. Dar să știți că nu înseamnă că vrei să faci ceva cu adevărat. Pentru că în momentul în care chiar vrei să faci o schimbare și să dai drumul la suferința aceea, să duci relația la următorul nivel, să schimbi perspectiva complet, vei face concret ceva. Așa că, Dorina, tot ce pot să spun este că din ceea ce ai descris tu, reiese un șablon destul de simplu pe care am senzația că l-ai construit în relație cu o soră, am așa un feeling. Genul acesta de șabloane este destul de, cum zic, profunde, suficient de profunde să le vezi doar ca în exterior ce face celălalt, cum mă simt eventual. Dar gândește-te, Doina, îți garantez, nu ești obișnuită să ai o stare de siguranță și nu ești obișnuită să ai atenție, respectiv să te iubești pe tine. Și atunci este normal ca partenerul tău să nu poate să-ți ofere ție atenție. Dar dacă le oferă altor femei, înseamnă că el e capabil. Dacă fix ție nu-ți oferă această atenție, înseamnă că tu nu ești obișnuită să o primești, nu ești obișnuită să o ai. Ești obișnuită să trăiești în nesiguranță. Uite-te puțin la șabloanele tale emoționale și o să vezi că de acolo vine treaba. Așa, cum poți să uiți de o relație? Nu poți să uiți, care s-a terminat de mai mult de 2 ani. Numai puțin că l-am pierdut undeva. Așa. Deci cum poți să uiți de o relație care s-a terminat de mai mult de 2 ani, despre care știi că nu este ceea ce ai nevoie, dar încă ai sentimente? Domnilor, nu trebuie să uiți. Domnilor, da? Am avut o experiență foarte interesantă cu o doamnă care la 40 ceva de ani, cred că, a venit cu o situație interesantă. Mi-a spus că recent s-a despărțit și că a ajuns din nou în aceeași situație și era foarte suferindă. Și zic, că zi-mi și mie câte relații ai avut. Zice, undeva vreo 5-6 relații ai avut. Zic, nu, dar dacă ai avut doar 5-6 relații în durata asta, înseamnă că ori au durat foarte puțin și erau pauzele mari, ori au fost lungi relațiile. Zice, da, au fost foarte lungi relațiile respective, fiecare a durat un 5-6 ani aproape, așa o medie de 5-6 ani. Și zic, și cum te-ai simțit în ele? Zice, păi în fiecare relație am simțit că este iubirea vieții mele, am fost foarte împlinită, o perioadă lungă de timp și m-am simțit iubită, apreciată. La un moment dat ajungeam din diferențe de valori să ne despărțim cu fiecare dintre bărbații respectivi. Și zic, adică tu vii la mine acum și care e problema ta? Și zice, păi vreau și eu să... Simt starea de eșec. Avea senzația că eșec, da? Eșec, neputință. Și mă uitam și zic, tu mi-ai zis acum că ai avut vreo 5-6 relații în care în fiecare ai trăit sentimentul că este iubirea vieții tale, că ai fost foarte împlinită pe o perioadă lungă de timp și au fost foarte faini bărbații respectivi. Asta mi-ai spus? Ce da. Tu îți dai seama că tu ai trăit ceea ce de vreo 5-6 ori o experiență pentru care o grămadă de femei și-a dat jumate din viață să trăiască sentimentul respectiv. Și te ia și zice, da, într-adevăr, nu m-am gândit la asta. Și tu vii la mine să-mi spui că ai sentimentul de eșec. O grămadă de oameni trăiesc pentru că nu combină corect experiența cu reflexia, trăiesc sentimentul ăsta de eșec și de frustrare și de nemulțumire de sine. Adică dacă ai avut o relație faină în care te-ai simțit bine, pe care ți-ai dorit-o înapoi, pentru că de aia ai dorit-o din nou, pentru că ceva era bine acolo, da? Ei, dacă tu ai sentimentele astea pozitive legate de acea persoană, de ce nu păstrezi sentimentele astea și păstrezi durerea asta cumva și agățarea asta? Și aici e un joc interior pe care nu ai cum să-l înțelegi decât tu cu tine, prin reflexie, prin exerciții concrete. De asta tot insist ca lumea să facă acest exercițiu, să facă acest curs. Exerciții concrete, să poți merge mai departe luând tot ce înseamnă pozitiv. Exact ce v-am citit, ce spunea doamna respectivă. Faci exercițiile, se schimbă perspectiva și îți dai seama, wow, ce fain, poți să merg mai departe cu o stare bună. Să iei tot ce e mai bun din trecut în loc să te chinui și să te afecteze treaba asta. Deci nu este nevoie să uiți, din contră, țineți minte lucrurile frumoase, țineți minte iubirile frumoase, țineți minte stările faine și duceți-le în viața voastră zi cu zi și în relația pe care o aveți acum. Nu persoanele, stările pe care le aveți. Dacă simți și trăiești ceva pentru altceva, dar nu te înșeli fizic, poți să te consideri nevinovat. Am întâlnit bărbați care cred că sunt îngerași dacă nu fac nimic fizic. Dar nu înțeleg, Alexandra, îmi pui aceeași întrebare. A câtva oară,
deși tu îmi spui, deci deja nu înțeleg de ce îmi pui mie întrebarea, de vreme ce tu deja ai tras concluzia. Adică deja, vedeți cum sunt comportamentele de care nici măcar nu ne dăm seama. De foarte multe ori avem o cică o întrebare. Dar noi nu avem întrebare de fapt, noi avem un răspuns la care căutăm o confirmare sau un răspuns care, cum zic, îmi pui întrebarea după care îmi pui răspunsul de la întrebare. E treaba fiecăruia, dragilor, ce alege să facă. Adică cine sunt eu înainte de toate să vă spun ce ar trebui să faceți în relația de cuplu? Cine sunteți voi să-mi spuneți cum ar trebui să-mi trăiesc relația de cuplu? Ecuația A plus B egal C nu este despre cum ar trebui să fie relația de cuplu, nu este despre stai să zic eu cum este ce. Fii atent, zic ce-ul trebuie să fie așa, trebuie să faceți aia, trebuie să faceți aia, trebuie să faceți aia. Dacă nu faceți aia, înseamnă ceva mai bine. Nu despre asta este. Ce-ul ăla trebuie să fie așa încât A și B să se simtă bine în relație în ce-ul ăla. Da? Așa trebuie să fie ce. Deci tot ce ai de făcut e să lucrezi cu tine, tu să-ți defini standard. Dacă tu ai întâlnit bărbați care fac chestia asta, dă-le pace, frate. Ce te tot aveți? Și atenție, ce înseamnă traumele, dragilor? Când începi să pui întrebări de genul acesta așa per general, da? Per general, aici nu e vorba de bărbatul de lângă tine, este vorba de bărbați în general, da? Deci mare atenție la comportamentele atitudinii voastre, pentru că asta vă distruge relația, da? Deci asta vă distruge relația, faptul că vă agățați de trecut. Și uite, te văd, Alexandra, că tot zici. Deci, durerea pe care tu ai afirmat-o aici e destul de clar, că de acum încolo atitudinea ta față de bărbați o să fie această așteptare și o să găsești bărbații care să te ajute să trăiești, să stai niște. Și ultima întrebare, că după aceea va trebui să ne oprim. Pot să mă înscriu un program și să nu mă uit chiar acum, că plec în vacanță de Crăciun cu iubitul meu, dar știu că îmi trebuie. Dacă știi că îți trebuie, înscrie-te acum. Accesul este pe viață, dragilor, la program și la cursurile mele în general. Uneltele pe care vi le dau sunt pe viață. Inclusiv domnișoara Andreea, care am citit mărturia ei și rezultatele ei, vi le-am citit de la început. Inclusiv ea a spus, uite, scrie acolo, săptămâna viitoare am să-l reiau și vreau să lucrez mai intens ca să văd schimbările. Ea a trecut prin program, a văzut schimbările, poate să reia și chiar are de gând să reia. Așa că vă recomand tuturor celor care n-aveți timp acum neapărat fix zilele astea, înscrieți-vă, profitați de ofertă pentru că se termină astăzi, după cum am spus. Profitați de ea și faceți programul în ritmul vostru. Poate vă mai uitați pe un video, poate mai faceți un exercițiu și în perioada respectivă. O să ne oprim acum pentru că deja este 11:10, iar fiecare dintre voi aveți un weekend pe care va trebui să îl urmăriți. Îmi pare rău că nu am apucat să vă răspund la toate întrebările. Cei care sunteți cursanți vă răspund în continuare pe platformă și pe la ecuație Ubiishin Back to Yourself, așa că puteți să-mi puneți întrebări. Ceilalți, sper să găsiți răspunsuri în răspunsurile pe care vi le-am dat până acum, respectiv în orice alte articole sau live-uri. Studiați în continuare pagina, aveți link-ul în descriere. Înscrieți-vă, faceți cursul pentru că vă ajută să vă schimbați perspectiva. Nu este nevoie să fie amândoi acolo, măcar tu apucă-te să lucrezi cu tine. Nu este nevoie să ai o anumită vârstă, de la orice vârstă până la orice vârstă. Dacă tu simți nevoia să faci o schimbare, este responsabilitatea ta. A plus B egal C. Dacă te ocupi de A și de plus, care țin amândouă de tine, după aceea B și C se modelează de la sine. Vă aștept cu drag la orice eveniment live sau live, adică față în față sau online de genul acesta. Vă aștept în curs să ne apucăm de treabă. Cu cât mai repede vă rezolvați șabloanele emoționale, cu atât mai repede veți avea construită o relație fericită, nu să nimeriți niște lucruri de la început care sunt bine. Cei care vreți să o vedeți și pe Cami, să o cunoașteți într-un webinar live, vă aștept în ecuația iubirii și în ianuarie o să avem un webinar de 1 jumătate în care vă răspundem la întrebări din experiența noastră. Și acolo o să vedeți, nu este un mit de marketing Cami, este o ființă extraordinară, femeia care m-a ajutat să devin bărbatul care sunt, evident, datorită eforturilor mele. Ea a ținut standardele. Și puteți să aflați și din experiența ei de femeie, respectiv de trainer, de feminitate, ce înseamnă această ecuație a iubirii. Vă aștept cu drag, să ne vedem cu bine, să aveți un weekend relaxant, ninge afară, ieșiți un pic la aer, bucurați-vă de această iarnă, să aveți sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Succes în tot ce aveți de făcut!